Aici a decis să facă stânga. Nu, oprește, 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 oprește. Nu, facem asta. Ok. Așa, și? Nu cred. Mamă, cum am fost. Da, mamă, cum a făcut o pas. L-a speriat pe ăsta. Și ia-i acum, nu? Da, ia-i acum. Deci a făcut o românească. Da, a făcut o românească, s-a dus jumătate de... Unii spun că eu aș fi un android. Alții cred că sunt un cyborg cu chip. Astăzi vreau să vă dau încă un motiv să vedeți cât de mult semăn eu cu o mașină. Pentru că, da, și eu mai fac prostii, la fel cum face sistemul de conducere autonomă de la Tesla. Aici a decis să facă stânga. Nu, oprește, 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 oprește. Nu, facem asta. Ok. Vreau să mă ascult cum ți-am zis să... Scuze, am corectat-o din volan. Aha, bine. N-am lăsat-o singură acolo. Bine. Aici a fost singura chestie unde am intervenit. Da, am julit-o. Am julit-o, mașinuță aproape nouă. Hai să zicem, nu era chiar foarte nouă, dar zgârietura aia nu era acolo înainte. Și încă o dată vreau să îi cer scuze și să-i mulțumesc pentru înțelegere lui Elvis, care ne-a împrumutat mașina lui, care se află în programul de beta pentru conducerea autonomă cu ultima versiune de soft de la Tesla. Și am condus mașina prin Las Vegas, între noi fie vorba, locul preferat pentru toate companiile care mai inventează câte ceva la condusul autonom. De ce spuneam eu că semăn atât de mult eu cu sistemul de conducere autonomă de la Tesla? Pentru că în cea mai mare parte a timpului conduce destul de bine, până când mai face câte o prostie, așa cum am făcut și eu. Aici a decis să facă stânga. Nu, oprește, 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 oprește. Nu e prima dată când fac o prostie la volan, v-am mai povestit din trecutul meu, am mai zgâriat câte una, am mai lovit câte una pe aici pe acolo, din fericire nu am făcut niciuna groasă. Dar au fost câteva momente când am fost foarte aproape, inclusiv de accident, în această Tesla. Și uite cum am ieșit. Așa, și? Nu cred. Mamă, cum am fost. Da, foarte tare. Mamă, cum a făcut o pas. Deci a luat două continue. A luat două continue numai ca să mențină traseul ăsta, da. Pentru că dacă rămânea acolo era un pic grosuță. Intra în parcare. Da. Deci aici ce facem? Hai să devenim puțin tehnici. Ce ați văzut este o mașină, să zicem, existentă, care aparține cuiva, dar el s-a înscris într-un program de testare și își asumă că va fi tot timpul atent și va ține mâinile pe volan. Ceea ce vă recomand să faceți și voi cu toate mașinile care vă promit că se pot conduce singure, chiar și pe autostradă. Mașina se conduce momentul ăsta singură? Da. Din când în când trebuie să... Să-i confirm că ești jingle acolo. Jingle the wheel. Să-i confirm că sunt aici. Ok. Și să fiu atent la cameră, pentru că dacă nu sunt atent, camera mă vede și îmi dă o penalizare. La 3 penalizări mi se dezactivează full self-driving-ul. Deci camera aia te monitorizează ca să se asigure că nu te joci. Că sunt atent la ecran, da, la drum și nu la joc pe ecran sau la alte chestii. E vorba de cele 5 niveluri de autonomie. Și nu intru în foarte multe detalii, o să zic doar așa că L0 este o mașină care nu poate fi condusă autonom, adică trebuie să o conduci tu, trebuie să faci tu absolut tot. L5 este extrema în care mașina se conduce complet autonom, tu te urci în ea, îi dai destinația și mai departe se ocupă ea, ca la masaj. Mașina asta pe care am condus-o eu, ca de altfel toate mașinile Tesla cu sistem de conducere autonomă sau acest autopilot, nu reușește să depășească însă L2. Este nivelul de autonomie în care mașina aceea, da, poate să țină banda, accelerează, frânează, ocolește obstacole și ar trebui să teoretic să se ducă de la punctul A la punctul B. Dar cu toate astea, nu poți să-i dai încredere. Asta se vede foarte bine din înregistrarea noastră, din testul nostru cu această Tesla prin Las Vegas. Uite, e fantastic ce... Mi-a tras un pic de volan în dreapta, vezi? Da. Asta este partea care mi se pare cea mai ciudată, că în momentul în care ajunge la stop, te poți trezi cu volanul și chiar sperie pe cei de lângă tine, okay. Pentru că văd volanul tras și roțile către ei. Mm-hmm. Lucru care da, nu înțeleg de ce-l face. S-a băgat în stânga. Vrea să facă U-turn. Numai că da, o să fie foarte interesant faptul că el vrea să facă U-turn aici. Ia să vedem. Așadar, trebuie să facem un 180 de grade, da? Da, numai că ea nu știe să facă U-turn. În principiu, uite, unable to proceed.
nu știu, takeover. Deci nu, nu știe încă să facă U-turn, întoarce de genul ăsta, exact. Ok. Acum o să ieșim într-un drum foarte aglomerat cu trei benzi pe sens, de unde chiar vin mașini. Ea a făcut acum sau tu? Ia. Nu, 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 nu. L-a speriat pe ăsta. Face singură, vrei. Și ea e acum, nu? Da, ea e acum. Deci, a făcut o românească. Da, a făcut o românească, s-a dus jumate de... Da, da, super curajoasă la fază. Da, da. A lăsat-o pe ea, să știi, n-am apăsat pe nimic. Și acum a văzut că e verde și i-a dat un pic de sprint ca să prindă semaforul. De ce zic eu că este agonie și extaz? Pentru că sistemul este spectaculos. Dacă vezi câte informații reușește să colecteze mașina din doar 8 camere și vreo 2 radare. De fapt, în America, mașinile Model 3 se vând fără radar. Fără radar. Ok. Doar camera. Vede zeci de obiecte în timp real. Vede și benzile noastre și benzile celelalte și cele de pe lateral. Sunt câte? 8 benzi și cu încă 6. Uite aici. Asta e tot ceea ce credem noi că vede, de aia mai are... Și credem noi că vede, dar că ea vede mai mult, numai că nu afișează chiar tot. Bine, trebuie să pui cumva la muncă FSD-ul ăla, nu? 3.0 ai pe ea? Da. Păi doar cu 3.0 funcționează. E spectaculos ce fac softiștii de la Tesla. Tesla este o companie de tehnologie înainte să fie un producător de automobile și asta este super bine. Însă softiștii mai au de lucru și promisiunea asta de vreo câțiva ani încoace că până la sfârșitul anului mașina se va conduce autonom e departe de adevăr. Este publicitate, este reclamă, este marketing, dacă vreți. Și deocamdată marketingul la costă, pentru că astăzi dacă vrei să cumperi o Tesla cu funcții de conducere autonomă, vei plăti $12,000. Atât cere Tesla dacă vrei să ai mașina preechipată cu așa ceva. Asta este și motivul pentru care, spre exemplu, pe cea de-a doua mașină pe care am cumpărat-o eu de la Tesla, pe Model Y, nu am mai ales conducerea autonomă cu toate sistemele, ci doar asistare, un enhanced autosteer. Adică mașina se va conduce singură pe autostradă, că oricum nu e legal de mai mult de atât la noi. Și chiar și pe autostradă, dacă îi dau să țină banda și viteza și să schimbe, să depășească, chiar și acolo trebuie să fiu atent în permanență. Și de aceea vreau să tragem împreună o concluzie. Din tot ce am văzut eu, din toate mașinile pe care le-am condus în ultimii ani, industria nu este pregătită să ne pună pe noi în fotoliu, să facem ce vrem sau să ațipim. Nici măcar Tesla. Am cumpărat mașinile lor, deocamdată sunt printre cele mai bune. Nu, mașinile Tesla nu sunt pregătite să se conducă singure. Tehnologia nu este încă gata și o recunoaște chiar și Elon Musk, o recunosc și cei care ajung să conducă mașina. Dar devine din ce în ce mai bun. Însă mai bun nu este de ajuns. Avem așteptări de la tehnologie ca să fie mai bună decât ce fac oamenii de cele mai multe ori și good enough nu e good enough. Și atunci, cum ar să fie suficient de bine ca să fie bine? Păi ar trebui să nu mori într-o mașină autonomă, ceea ce este foarte greu. Este o misiune aproape imposibilă, dar trebuie să încercăm să facem chestia asta. Eu visez la ziua când mă voi urca în mașină și mașina respectivă mă va duce la destinație fără ca eu să nu fac nimic. Trebuie doar să-i spui mașinii, du-mă acasă. Conduci fără să ții mâinile pe volan, dacă mașina este capabilă. Știu că Nevada are niște legi mult mai permisive, dar nu pot să-ți confirm dacă este încă legal să conduci o mașină. Bănuiesc că dacă mașina chiar are capabilitate de level care e 3 ăla, nu? Da. De autonomie. Uite acum să vedem ce face. Hai să vedem. Asta e testul grăsimii cum ar veni. Aha. Și. Se gândește, dar eu nu i-am făcut nimic. Ok, deci a luat șantierul corect, a văzut toate obiectele, deși traseul nu este cel potrivit și în fața nu semafor roșu. Da, ne-am oprit un pic ca în față. O să apăs pe accelerație un pic. Ok. Doar cât să-i spun să mai meargă un picuț. Hop. N-am mai avut încredere că a tras prea mult de bani. Da, păi vede linia roșie aici. Îmi place să conduc, dar aș prefera ca atunci când e aglomerat și când fac naveta să se conducă singură mașina. Nu avem încă tehnologia pentru așa ceva. Nu este încă gata, nu dați banii pe așa ceva și nu vă încredeți în astfel de sistem. Dar, din nou, trebuie să fii extrem, extrem de atent pentru că poate să facă cel mai rău lucru în cel mai rău moment. Da. Conduceam cu Alex și eram pe o stradă nemarcată și din față venea o mașină. Ca de obicei, în mod normal,
te gândești, da, și păstrează banda și... A plecat singură, nu? Da, bineînțeles. Păstrează banda și conduce bine. Și dintr-o dată ne-am trezit că a vrut să tragă de volan, să intre, să se lovească frontal cu mașina cealaltă. De ce? N-am înțeles niciodată. Am mai făcut acest clip dintr-un motiv. Sunt și alți creatori pe internet care încearcă să ducă la extrem acest sistem și să povestească cât de spectaculos este și cum se poate dormi la volan. Cam periculos lucrul ăsta și, evident, nu ar trebui să aveți încredere în astfel de idei. Da, mai ațipesc oamenii la volan prin mașinile astea și le păcălesc cu tot felul de greutăți atârnate pe volan. Nu mi-aș pune viața în mâinile tehnologiei 100%. Sunt eu pasionat de tehnologie și de mașini electrice, dar îmi place viața mea și aș vrea să trăiesc cât mai mult. Dar m-am lungit destul. Cam atât pentru astăzi. Nu aș vrea să închid acest clip fără să-i mulțumesc însă lui Elvis, care ne-a împrumutat mașina lui. Mulțumim, Elvis, aveți link mai jos în descriere către canalul lui și el este pasionat, poate chiar mai pasionat decât mine, de conducere autonomă, dovadă că este și în programul de beta testing și încă o dată vreau să îi cer scuze că i-am zgâriat mașina. Nu a fost cu intenție. Pe parcursul filmării eram 4 oameni în mașină, sunt suficient de responsabil încât să nu fac chestii periculoase la volan. Faptul că s-a întâmplat acest incident, iarăși este o situație ciudată. Elvis mi-a spus că a mai mers cu mașina și cu alți șoferi și cu alți oameni în mașină și genul ăla de situații pe care eu le-am întâmpinat nu s-au repetat în cazurile lor. Poate am avut eu ghinion sau poate am avut noroc să văd și partea asta a sistemului. Face un creeping. Ok. Care durează foarte mult. Dar nu totdeauna. Da. E foarte surprinzător că în aceeași intersecție, dacă te duc de 3 ori, va reacționa de 3 ori diferit. Una peste alta, mă bucur că am avut această experiență și mă bucur că am văzut cum evoluează tehnologia. Și încă o dată vreau să vă mulțumesc și vouă că m-ați urmărit. Dacă materialul v-a plăcut, dați-mi un like și un share să vadă și prietenii voștri și dați un comentariu pentru algoritm. Un subscribe dacă nu ai făcut-o deja și mulțumiri pentru membrii noștri. Numai bine!